Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, Ajofm, și-a propus ca, odată cu modificarea legislației referitoare la șomaj, să organizeze la fiecare 6 luni caravane în mediul rural, în localitățile care au înregistrat cea mai mare rată a șomajului. La Roman există, în evidența Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă, un total de 547 de șomeri, dintre care 252 sunt femei. În zona Roman sunt înregistrați 4035 de șomeri, dintre care 1438 femei. Șomeri indemnizați sunt 706. Ponderea este de 3,26%. Ca și comune cu un nivel mai ridicat al șomajului, conducerea Ajofm a menționat Boghicea, Uniceni și Văleni. La polul opus, comunele cu cele mai mici ponderele șomajului sunt Cordun, Ghereiești și Sagna. Pentru luna februarie, unde avem ultimele date finalizate, rata șomajului pe întreg județul este de 5,66%, în creștere nesemnificativă de la 5,64% cu o lună în urmă și la același nivel cu rata șomajului de acum un an. Deci nu sunt fluctuații majore pe domeniul șomajului înregistrat în județ. Pentru zona Roman și municipiul Roman, deci în municipiul Roman avem în evidență un total de 547 de șomeri, din care 252 de sunt femei, iar șomerii indemnizați sunt din aceștia 322 și neindemnizați 225. Ponderea șomerilor în populația stabilă 18-62 de ani este de 1,12%. Pe total zonă sunt înregistrați 4035 de șomeri, din care femei 1438 și din care șomeri indemnizați 706. Ponderea este de 3,26%. Ca și comune cu un nivel mai ridicat al șomajului, Boghicea 17,67, Uniceni 18,66, iar și Văleni 19,92. La polul opus, cele mai mici ponderea șomajului sunt la Cordun 1,08, Ghereiești 0,72, Sagna 1,04. Ca și idee, pe domeniul șomajului, în special pentru șomerii beneficiari de venit minim garantat, cum cunoașteți, legislația s-a schimbat și această categorie de șomeri nu mai au obligația de a veni din 3 în 3 luni la viză, la agenție. În schimb, la 6 luni, tot vor trebui să avem un contact cu ei, deoarece un dosar de șomer neînregistrat expiră la 6 luni. Deci dacă în 6 luni, după 6 luni nu-l vedem, automat noi comunicăm la Agenția de Prestații Sociale și ei vor pierde venitul minim garantat. În baza unui grafic, odată la 6 luni, reprezentanții Ajofm vor merge cu aceste caravane în mediul rural pentru a discuta cu toți șomerii înscriși, indemnizați sau neindemnizați. În baza acestor discuții va fi adaptată și oferta de măsuri active de combatere a șomajului. Șomerii care se încadrează minim 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 de lei. Pentru anumite comune din planul de mobilitate se acordă și acele facilități prin care se decontează naveta de la domiciliu la locul de muncă. Angajatorii vor primi de asemenea anumite subvenții. Tot pe partea de măsuri active, Ajofm are în curs dosare de autorizare pe domeniul agricol, unde vor fi calificați muncitori în cultura plantelor și zootehnie. Pentru a veni cumva în sprijinul lor, noi vom schimba un pic modalitatea de lucru cu șomerii și cu primăriile unde se fac dosarele de venit minim garantat, în sensul că pe baza unui grafic, a unei planificări, odată la 6 luni vrem să mergem într-un fel de caravane ale ocupării noi în mediul rural. Deci la fiecare comună, odată la 6 luni, vom merge la primărie, sperăm să primim o sală unde să lucrăm și vom invita toți șomerii înscriși la noi, în special cei neindemnizați care au dosare de venit minim garantat, astfel încât să mai avem câte discuții cu ei, vedem situația lor și ce se poate face pentru ei. În sensul ăsta ne vom adapta și oferta de măsuri active. Deci odată prin modificările legislative, șomerii care sunt chiar neindemnizați, care se angajează cel puțin 3 luni, primesc o primă de activare de 500 de lei sau, cum am mai discutat, pentru anumite comune din planul de mobilitate, sunt acele facilități de contări de navetă sau angajatorii care angajează șomeri pot primi anumite subvenții.
tot în partea de măsuri, avem în curs dosare de autorizare pe domeniul agricol, adică ne vom autoriza să facem cursuri în lucrători în cultura plantelor și zootehnie. Am ținut cont de, cumva de evoluția de pe piața muncii și de pe zona economică în general. Prin subvențiile de la APIA sau alte programe europene s-au dezvoltat multe unități economice în domeniul agricol în zona rurală, ferme, plantații și atunci toate aceste unități vor avea nevoie și de forță de muncă calificată. În funcție de situația economică reală a fiecărei localități, Ajofm va demara cursuri de reconversie profesională sau calificare în meserii ce țin de domeniul agricol, cultura plantelor sau îngrijitori în zootehnie. Se speră ca în felul acesta să fie activați mai ales beneficiarii legii 416 a venitului minim garantat, cărora li se oferă astfel șansa de a munci și a obține venituri corespunzătoare pentru a nu mai sta cu mâna întinsă la stat după ajutorul social.